Jueta din pat. Da, știu, iar nu sunt în pat. Sunt la bucătărie, dar nu mai sunt în bucătărie la bunica, sunt în bucătărie la mine. Și eu vă îndemn, ca mulți alții, mergeți la vot. Foarte important să mergeți la vot. Dar e și mai important ce votați. Să zicem că ai o opțiune politică. Vreau să votez pe el sau pe el, că e din partidul cutare sau cutare. Sau îți place de el pentru că a făcut mult sau pentru că crezi tu că va face multe. Du-te la vot, votează-l pe cel care, în care crezi. Poate fi bine, poate fi rău, dar măcar ai mers, ai votat. În cazul în care nu ai așa, o asemenea opțiune, zici, băi, eu mă duc la vot, dar din ăștia care sunt 16-18, nu știu cât sunt, niciunul nu e frate, nu mă inspiră încredere, nu vreau să-l votez nici pe ăla, nici pe ăla, nici pe ăla, n-am pus ce să votez. Du-te totuși la vot și votează. Anulează-ți votul. Votează, nu vota la întâmplare, poziția numărul 1 sau poziția numărul 2, nu. Du-te și anulează-ți votul. Scrie-ți numele tău acolo și pune ștampila pe tine sau pune două ștampile sau fă ceva să-ți anulezi votul. În sensul că oamenii ăștia politici, clasa politică, oricum ne iau pe toți ăștia de rând, ne iau de proști. În sensul că ei știu, ei acum în capul lor, bă, lasă că lumea nu votează. Cine merge la vot? Păi merg ăștia de la țară, mai merg pensionari, mai merg ăștia care am cumpărat cu găleate, care am cumpărat cu o pungă de două pixuri și o agendă. Ăștia merg la vot, ăștia ne votează pe noi, tineretul nu merge, oamenii mai capabili un pic aici sus nu merg. Când clasa politică o să vadă că oamenii au ieșit la vot în proporție de 80 spre 90 chiar la sută din populația României a ieșit la vot, o să-ți dea seama că nu mai putem fi chiar așa ușor de fentat, chiar așa ușor de manipulat. Să vadă toți că românul merge la vot. Vrea o proporție de 80-90%, i-am terminat. Dacă ei au văzut chestia asta, prin frică. Deja nu mai îți permit să furi țara asta în halul în care se fură acum. Cum cred eu că a decurs campania asta electorală care cu multă indulgență îi spun că este o campanie electorală. Toată campania asta este cancanizată. Adică, nici nu m-am uitat foarte mult, recunosc, dar ce am văzut eu așa, nimeni n-a venit dintre candidații puternici, n-a venit să zică, domne, programul meu politic e compus din 12 pași. În primul an aș vrea să întăresc relațiile României cu China, de exemplu. Aș vrea să facem un pact, o alianță cu nu știu ce țară ca să importăm noi de la ei sau să exportăm noi la ei în țară, adică niște chestii care țin de președinție. Nu poți să vii ca și candidat la președinție să zici că tu promiți că vei asfalta nu știu ce străzi și că vei face nu știu ce autostradă, că nu e atribuția ta asta. Eu aș fi vrut să văd numai și numai campanii pozitive, frate. Deci fără nicio denigrare. Bă, lasă-mă să văd și partea pozitivă a lui ăla care îl votez, că nu pot să mă duc să iau prin eliminare, că am văzut despre primii 16, să zicem că sunt 18 sau cât, nici nu știu cât sunt, 18 candidați, da? Nu. Eu despre 17 din ei știu numai lucruri negative. Hai să votez pe al 18-lea. Sunt, trăim în țara lui Capatos și la Acest Direct și la Măruță și toată lumea îi place să vadă ce se mai întâmplă între Guță și Narcisa. O campanie electorală condusă clar de cancanizarea ei mediatică și de acțiunile DNA-ului. Așa a fost campania asta electorală. Unde sunt meetingurile? Vă aduceți aminte în alți ani și la parlamentare. Erau meetinguri. Se aduna, venea unul dintre candidați, își aduna pe cei din partid și umbla cu ei pe stradă sau făcea o adunare generală undeva, într-o piață, pe un stadion, pe ceva. Vorbea la portavoce, ne spunea, venea între cetățeni, era baia de mulțime. Problema e că nici măcar nu s-au agitat să-și facă campanie oamenii ăștia. 25 de ani câți avem de democrație și-au dat seama cum să ne manipuleze, ce să facă cu noi ca noi să-i votăm, încă putem schimba ceva, putem schimba ceva în bine. Dar asta depinde doar de noi. Doar de noi să mergem la vot și să votăm, să avem o opinie, să știm pe cine votăm. Chiar dacă campania asta nu ne-a ajutat absolut deloc să ne facem o opinie, decât ne-a făcut o opinie pe cine să nu votăm. Dar nu ne-a făcut, nu ne-a format, nu ne-a ajutat să ne creăm o opinie despre un candidat pe care să-l votăm pentru că, uite, ăsta are un program bun. Sper ca să am ajuns și eu în pat, să stau liniștit, să fac de acolo. M-am băbat. Jueta din pat.